Am pornit live-ul și am uitat să schimb titlu. Streamer Camil să tot fi. Streamer ca mine să tot fi. Să uit, să schimb tot. La ce te referi, ce am PC? Mașinile, vreți să le vindeți, duceți-le în România. Nu te
la Gucci te îmbrac în flori. Iubește-mă și atunci când am capul în nori. Iubește-mă mereu, nu aștepta să-ți fie drag. Sufletul undeva. Uite, doamne, ce vede bun și... Că, tot mă întreba lumea, unde dracu' mie, că nici că nu știu toate cu paturile. Bună, Alex! Am avut blonde de când l-am întins părul, azi e prima zi care l-am întins. Așa, arată așa de weird. Ascultă-ți pe tati, nu ardem la ochii ca iluminati. În vârful piramide, alții nu contează, nimeni nu știe. Apar mai lume cu tine. Bă, eu am făcut prostie, mi l-am întuns. Bă, nu slăbire să te lau singur, dar să-mi bat picioarele, mi-am tuns părul și... Bă, deci, nu știu, mie îmi place, adică nu mai e așa distrus, efectiv. Acum că mi-a crescut. Bine, dacă bag la canine și nu fac chiar albastră în cap, sunt sigură că... Acum mi-am dat seama, nu mai pot să mă vopsesc verde în cap pentru că am green screen și o să arăt cheală sau ceva în gen. Pot pune make-up pe un porc, dar tot un porc va fi. Și ce zic? Hai? Scuze? Chiar ce mișto ți-ai făcut părul, ei! Bă, Bobița, păi Alex, eu nu că mi-am tuns vârfurile arse, tu ce nu înțelegi? Părul meu a fost până aici. De aici până aici nu e vârf ars, știi ce zic? Deci eu l-am avut până aici și l-am tuns, nu l-am tuns până aici, acum mi-a crescut, a fost până la ureche. A fost ceva în gen, așa părul meu. Efectiv, așa era. Deci ceva, bă, imediat să intrăm în ecoflageți. Parcă dată mai bine fără green. Aoleu, taci din gură, lăsați-vă în pace. Până acum mi-ați spus în comentarii că unde-i green screen-ul, că ți l-ai cumpărat, că nu știu ce, că de ce nu l-ai pus. Și tu, uite, gata, așa, șt. Parcă recita din seara. Gata, uite, m-am pus puțin mai mic în fundal. Bă, vreau o melodie. Să cânte muzica pentru tine. Stai, nu asta. Abai spinai rapper, da' să-ți cameru. Spinai rapper, da' să-ți cameru. Mă bate germană în momentul ăsta aici. Aha. Mă bătea germană, dar nu știam să scriu rapper, știi ce zic, care e în engleză și... Die ersten Teile waren ja ziemlich schwach. Jetzt mische ich den Laden hier mal richtig auf und zeig euch. Țin să fac o pauză. Ce melodii fac youtuberii noștri români? Ce melodii fac germanii, youtuberii germani? Nicht durchziehen, wenn ich nicht wäre. Genauso wie
Da, am văzut. Deci, Paula e de toate. By the way, ca fapt divers, să știi că eu mă duc să mă angajez în altă parte. În primul rând că m-au luat cu vrăjeală ieftină la muncă și în al doilea rând că mi-am găsit un loc în altă parte și mâine mă duc la un interviu să văd ce zice. Păi vreau să mă duc seara după ce vin la muncă, că am vorbit cu tipul la care chelnerița la un restaurant. Aici la un kilometru de noi și am zis că lucrez o zi, na, free cum e normal, vedem cum așa, că i-am zis, da, bă, eu nu prea vorbesc germană, adică vorbesc, da, pula mea, știi, la mâncare nu mă întrece nimeni, adică eu mâncare vorbesc mai bine ca bucătarii germani, adică, da, na, mă duc și eu și văd cum e. Păi nu că nu mă duc, mă, după seara, după ce vin la muncă, mă. Dar întâi și întâi vreau să mă duc mâine dimineața, mă duc la job, sunt la ora 7:30, sunt acolo, să văd dacă îmi dă cursurile de asistentă medicală. Dacă mi le dă, încep cursurile pe 1 septembrie. Ok, bine, obiță. Bă, scuzați-vă că v-am sunat așa pe... M-a sunat, nu-i taică, mi-a dat, m-a sunat prietenul, maică, mă, e taică, mă, vitrec. Und praktisch niemand mehr was machen kann ohne mich. Und ich sag jetzt warum, okay? Das letzte Jahrhundert ruft grad an, will seine Fächer zurück. Das neue Zeitalter ist Info, Junge, jetzt wird's auf Weg. Heutzutage läuft doch gar nichts, ohne dass wir programmieren. Also raus aus meiner Spur, sonst werdet ihr fragmentieren. Es geht hier alles um Nullen und Einsen. Doch die Nullen seid ihr, das weiß ich. Denn Waffe flut über, ich brenne dich mit. Ich hab jetzt la muncă. Nu-mi place locul de muncă, efectiv. Mă piș pe ei de bani. Ok, dați-mi numele să-și cam un timp fai tactics atunci. Megabits e foarte multă de-aia e melodia asta 256 de megabits. Pentru că pentru ei e mult pe secundă. Da. Okay. Și încă nu cred că poate programa la viteza aia. Normal, da, e mai normal. Opa, am uitat o parte bun. Bă, pare rău dacă m-am salutat pe toți, mai ales când am vorbit la telefon. Sorry, scuze. Fac, bă, bine, mă joc cu Teamfight Tactics, bă! Pentru planul tău, hai să dai invite, dă-mi un mesaj. Am jucat și 5 și New Down. Bă, dacă toți suntem 3, de ce nu dăm noi ranked? Bun.
Fehlern, aus denen wir lernen müssen. Die letzten Zeugen sterben bald, aber wir dürfen nicht vergessen. Alles, was hier drin steht, kann doch garantiert nochmal so sein. Ängste, Panik, Feindbild und das Narrativ, Opfer zu sein. Auch wenn manche gern so tun, als wäre es nicht so schlimm gewesen. Wer selbst so eine Scheiße denkt, sollte ein Geschichtsbuch lesen. Jeder, der mich kennt, weiß, darauf läuft es immer raus. Wenn die meisten einfach gar nichts machen, reichen ein paar Spinner aus. Dude, deci... Oi, Barti. Deci când aud, când aud versul ăsta, mi se face pelea de găină jos. Cu ce? Astea ultimele. Ah, da. Sigur. Cartea mea e plină de greșeli din care ar trebui să învățăm și chiar dacă ultimii supraviețuitori mor curând, nu trebuie să uităm și cine crede altfel, cine crede... Ce mi-a părăsit? Ce? Ce vezi? Ce vezi pus? Îmi apar salvările de la joc, dar de ce? L-ai jucat tu ăsta? Da, l-am jucat, de ce? Păi vreau să șterg salvarea. Hengea fie, băi, șterge-l, ce ai? Ce-am? N-am nicio problemă. La... Scoate-te și tu de pe mut pe LOL, ca să putem auzi... Eu nu sunt pe mut, sunt pe push to talk. Păi scoate-te pe push-to-talk. Uite, ăsta are skin-ul la tigru, mă. Mă, ce frumos e. Fă-te-l Hristos. Să pune cu mine în party. Gen așa, dacă vorbești pe live, să te auzim și noi, ca să nu mai ținem live-ul în bară. Bă, ok, eu mă... dar stai că trebuie să intru în joc, nu mă lasă să modific de acum. Dar mi se pare că poți să dai alt tab. Păi da, dar nu. Nu mai contează. Da? Stai așa. Să trebuie să dau trick. Da, nu contează. Nu, trebuie să te încarci înainte jocul și apoi să fac setările de sunet. Când ai alt tab la launcher gen, îți arată că poți apeși pe ăla spus acolo, dar de fapt nu. Îți arată, dar uite, voice setting. Bait. Da, voice settings unavailable while playing. While in game, sorry. Da. Apropo, ce crezi că înseamnă tagul meu? Stai, care? NBDP. Ceva, nu știu. Începe cu n-ai bani. Aha. Dă-te-n pula mea? Sau? Nu, n-am bani de pita. Nu, n-am văzut-o pe Camila. Se pare că mă duc void. Gata, m-am auzit acum că gen m-am dat pe free. Da, da. Jetzt mal Real Talk, denn es gibt kein Happy End, wenn keiner die Geschichten aus unserer Geschichte mehr kennt. Meine Bücher sind voll mit Fehlern, aus denen wir lernen müssen. Die letzten Zeugen sterben bald, aber wir dürfen nicht vergessen. Alles, was hier drin steht, kann doch gar nicht nochmal Ängste, Panik, Feindbild und das Narrativ, Opfer zu sein. Auch wenn manche gerne tun, als wäre es nicht so schlimm gewesen. Wer selbst so eine Scheiße denkt, sollte ein Geschichtsbuch lesen. Jeder, der mich kennt, weiß, darauf läuft es immer raus. Wenn die meisten einfach gar nichts machen, reichen ein paar Spinner aus. Bine, acum mă duc și ce-mi dă, știi, că dacă nu, dacă îmi pică, de exemplu, toți nobili unul după altul, n-am cum să merg pe Jordan, dacă nu mi-a picat niciun Jordan. Da. De exemplu, acum mi-a picat 2 Kha'Zix și 2 Nidale. No. E fun. Hei, Claudiu. Se mi-a hit, arigato, mă dămas. Au fost, stă bine. Așa. Bă, mulțumesc, mi-am întins părul după 8 luni. Hai, de capul meu, îmi iese să plâng. Vreau să mă vopsesc verde și după aia mi-am dat seama. Bă, eu am green screen, dacă mă vopsesc verde, oare și o să-mi întâmple? nu mai ești din cap, gata. Ți vede mea fața. Da. Bravo, eu nu cer nici în ziua de azi n-am făcut vaccinurile toate alea obligatorii din clasa pula mea. Cum dracu, a clasa nu, a 8-a, cum cât trebuia să le faci?
Am înțeles. Bă, acum nu se mai aplică chestia aia, ești mare, ești vaccinat la mine. Alea chiar așa, acum tu ca să dai vaccinul, te să plătești? Bă, nu știu, eu aici nu plătesc nimic, deci eu, bă. Da. Bine, într-un fel ești asigurat, da. Da, am avut, am făcut o karate, am avut mai multe chestii și n-am plătit nimic. Cât am plătit? M-a luat și ambulanța de două ori și tot n-am plătit nimic. Da, stai, ce ai avut? Nu știu, am avut pietre la fiere și că am avut niște pietre acolo care erau acolo de vreo 10 ani. Dar pe mine nu m-a dus în viața mea fiere și gândește că eu mâncam pizza, cartofi prăjiți cu cola. Gen, na. Și mi s-a făcut într-o seară rău. Am sunat la ambulanță. Băi, dar de nota 10 doctorii de pe ambulanță de aici, adică puii mei, tot respectul meu. Efectiv, stăteam și plângeam, se uitau la mine și n-au încercat să mă ia sau ceva, știi, s-au uitat decât a venit un doctor, mi-a pus mâna pe burtă și s-au uitat decât, după aia a văzut că nu sunt în pericol de moarte și după aia a stat un pic să mă calmez, să-mi revin și nu, tot fel, adică față de la noi, am fost și în România cu ambulanța și n-a nicio treabă, n-au. Mă, pătate. Da, adică puii mei, am fost în România și tocmai am luat ambulanța odată. Hello, Lena. Și m-au lăsat pur și simplu în ambulanță în spate și asistent acolo s-au suit în față. Și eu urlam acolo când era rău, aveam pula 40 temperatură și aia, păi, era în față, what the fuck. Normal trebuie să fie 3 persoane în ambulanță. Aici au fost decât două, când au venit să mă ia de aici, din Germania, dar una a stat cu mine în spate permanent și una pe șoferul. Și noi i-am zis că mă întreba în permanență cum mă simt, i-am zis că mi-e frig, a venit, s-a dus, a luat o pătură, avea o cutie în care încălzea așternuturile, de gen. Și a luat o pătură, a băgat-o în cutie aia, a încălzit-o și după aia a pus-o pe mine. Nu, fain. Pentru că n-am fost niciodată cu ambulanța sau n-am avut pe nimeni cu ambulanța în Suedia. Deci nu știu cum e. Am o durere în spate să mergi după... What the fuck, Răzvan? Deasupra la cur de mor? Bă, Răzvan, nu vreau să te alarmez, dar vezi că e posibil să fie hernie de disc. Bă, chiar am o veste șmecheră. Am uitat să o spun pe live. Bă, n-are party hernie de disc, n-are nimic, doar se preface. Nu se preface, în pula mea, îl doare, dar efectiv nu are... E din altă cauză, nu are hernie de disc, nu are absolut nimic, nu are cancer, nu-l îngrop, Doamne ferește că eram, nu mai puteam, eram într-un stres continuu. Deci azi să vină vinul. Băi, eu chiar mă bucur, tu râzi, dar eu chiar sunt happy, jur. Adică pula mea, nu mă duream curcă mortul, dar rămâneam singură. Ai auzit, party? Eu nu mi-era cu mortul, dar rămâneam singură. Da, ce nu mai suporta pe mine? Ne aveai pe noi, mă, ce rămâneai singur, alo. Alo, alo, bobiță, dacă ar sta oricine de pe live-ul ăla, dacă ar sta cu mine în casă o jumătate zi, îl garantez că până la jumătate zi m-ar lua la bătaie. Da, Răzvan, așa are și... Așa a avut și parte și primul diagnostic a fost hernie de disc. Sau poți să ai, eu am scifoză, bine, eu m-am născut cu treaba asta, deci... Am pula mea la câte probleme am, mă mire că mai funcționez de ochiul. Fă-ți un RMN, că nu... Normal, ar trebui să fie free. Nu, te-am făcut reclamă, că ai intrat un prieten la mine pe Discord. Mulțumesc! Și eu fiu suportabil, nu mi-e spui. Bă, uneori nici eu nu mă suport, da? Păi, adică eu nu mă suport, numai eu n-aș sta acasă cu una ca mine, nu știu al meu cum reușește. Uite, dar chiar am uitat să mă uit cât costă biletul la tui la The International Sala. Băi, cred că undeva la 2-300 de euro, adică aici la... Apoi toate zilele, mă, eu vreau decât o zi, alo. Păi pe o zi, mă.
Ce, mă? Păi nu știu că la eu știu că la aici la internațională, doamne, la cum dracu se cheamă, la S1 în Hamburg. Știu că era undeva la 200 și ceva de euro pe tot weekendul, adică sâmbătă și duminică. Da, deci mă doream că nu. Da, am înțeles. Ce dracu să mă duc că am nu bullshit, dracu. Îți dai seama, Lorena? Bă, Claudiu, păi nu e chestia. Party nu are hernie de disc, nu are absolut nimic, m-a calmat. Ideea e că i-a recomandat să facă fizioterapie și sport. Și știi ce mai am zis? Îmi bat pula în ea de muncă. Deci nu... Să-mi bat picioarele. Pot să întreb, cred că dacă mă compar cu orice român din Germania, cel puțin din orașul meu, am muncit mai mult ca toți. Dar ideea e în felul următor. M-am săturat, am 22 de ani și să muncesc în depozit, ce pui mei? Asta e muncă, adică nu vreau să fiu rea. Dar asta e muncă pentru negri, fratele meu, da? Pentru ăștia care vin din afară, pentru ăștia care nu vor să facă nimic din viața cu viața lor, sau pentru ăștia care, sau pentru români care vin aici, trag rup munca, strâng bani și își fac vile în țară. Dar eu vreau să rămân în țara asta, înțelegi? Și am zis, ce fac? Am 20 de ani, mă duc să rup spatele pe un depozit în loc să mă duc, dracu, să învăț o meserie, să fac ceva? Mâine mă duc direct, mâine dimineața sunt la Job Center. Cum e ora? Și mă duc să-mi cer cursurile de asistentă medicală. Da, s-ar putea să trebuie să faci școală pentru aia. Da, păi aia zic. Vă faci zic? Da? M-am zis la picioarul sticlă de aia. Să-mi bat ceva, Nidale. Are... Gui sop pe Nidale și își dă heal în continuu. What do you mean? Ah, parte știi ce-mi să Paul? Hai! Stai că ăsta nu mă aude, bă. Cine? De că parte se joacă, joacă Naruto și pierde. Bă, bobiță! Ce mă? Paul, îmi stau să mă duc la doctor să iau studiu medical pe o săptămână. Da. LOL, am omorât doi din ăștia odată. A, ai avut un plan. Nu-l își dau heal. Nu mai și... musc. Nu, fii atent, mă duc mâine și în cazul în care nu vrea să-mi dea școală de asistente medicale, că n-am B1, știi ce? Că nu vorbesc foarte bine în germană, și ce fac? Mă duc la școala aia, mă duc cu tine la școala aia, mă dau de B2 până la C și în timpul ăla mă duc la locul ăsta de muncă pe care îl găsi, chelneriță. Seara de la 8. E perfect așa. De la 8 până la 10. De la 7 până la 10. Nu. 90, 100, 5 ore, mă rog. Adică, eu zic că e bine. Nu, frate, să nu-i loc de... Știi că nu-s pretențioas la muncă, știi că am muncit, dar locul ăsta nu pot, frate, e efectiv un... Aici în Suedia ce că se caută foarte rău, se caută, adică se caută mult. Doctorit de... asta. Da, știu, păi și aici... Te plătește bine. Și aici îți plătește vreo 2.500. Dacă nu mai mult, dar... bine că au... Ideea e că au ei foarte mult nevoie, știi? Și am înțeles că mai acceptă și fără limba. Hai că chiar deloc nu sunt, știi, așa proastă, dar... Na, mă mai încurc la unele chestii. Sunt unele chestii pe care nu le înțeleg din nicio culoare. Și na, am noroc că acum e o perioadă în care se caută, știi? Și până la urmă... E, fiecare muncă e cum e, că până la urmă nu trebuie să înțelegi limba ca să muncești. Că am fost în depozit, ajunsesem în prima dată când am lucrat în depozit, ajunsesem de lucram la bijuterii, eu care nu vorbeam deloc germană și alții care vorbeau germană stăteau și se uitau la mine, știi ce zic? Adică important e să pricepi ce trebuie să faci. Da. Și o vocea groasă, plină de bas, atunci de prins crumiere,
tot ce-au mai rămas și voința se transformă într-un joint gras. Grădina-i mare, nu-ți drogați ar garbă parat. Și până să păstrez pe Jace, nu păstrez. Noi lucrăm la Greenpeace. Ce avem aici, frate, facem praf și pucer noi. E măca să lași cuiu ăla, singur și trist. Eu am pupila dilatată, tu ai pupila amintulă. Azi plecăm spre stele, hai toți pe mătură. Nu strică nimeni, e o noapte de jură. Deci hai berea-n mână și țigara în gură. Bă, hai că până acum vă că-mi pică ce-mi trebuie. Vedem de acum colo. Aveam un match, aveam toți level 2 și mai trebuia o Camil să fac level 3 și să câștig match-ul. Am dat reroll, cred că de vreo 20 de ori. Da, am dat și o dată reroll în puii mei de 40 gold. Lorena merg de obicei pe ce-mi dă, știi, dar acum mi-a dat Yordle, de ce nu știi ce zic? Da, bună ziua. Da, îmi place misul, mi-a plăcut misul ăla. Kha'Zix, te rog, încă un mis, încă un mis. Păi am Yordle, mă, de-aia de mis. Știu. Hei, dracu' vei. Da, știu. Da, nu știu, am zis naibii că să vedem acum dacă mi acceptă ăștia. Că eu m-am înscris la o școală de germană, știi? Dar nu m-am dus la ea. Adică, gen, m-am înscris la școala aia de germană și n-am fost, eu m-am dus la muncă. Și la sfârșit, când ăilalți au terminat școala, mi-a venit un mesaj de la acasă în poștă că să mă prezint la cursurile de... să mă prezint la examenul final, gen. Na, și eu m-am dus și am luat examen, am luat B1 fără să fi știut germană. Adică fără să fi știut germană, fără să fi mers la școală, că germana am învățat un pui mic cu oamenii vorbind. Da, să știi. Și acum noi m-am dus la locul ăsta de muncă, că dacă sunt bolnăvit al meu, am zis că bă, puii mei, na, mi-era frică că cine știe ce operație îi trebuie, cine știe ce dracu e de făcut și am zis că bă, hai că să stau aici. Dar acum dacă, na, e mai bine, nu vă rog să mă chinui. Da, mai trebuie un camion și o fac de 3, da. Mamă, ce mânduiești. Păi da, de prima oară când o fac pe camin de 3 morții de camin. Când de fiecare dată rămâneam, ori mai trebuie 2 ori 1 să o fac de 3. Și în ultimele meciuri n-am făcut pe nimeni de 3, deci da. Și mai mereu ori le câștigam, ori locul 2. Bă, nu știu, ajunsesem gold 1 și mai aveam un win și intram în platină la asta. Da, nu știu, pui mei, am avut un ghinion și am pierdut în continuu, am ajuns dracu' gol 3. Da, îmi place că eram pe locul 4 și acum am spus în ultimul. Bă, când îmi intră salariul, îmi iau și un papițoi de ăsta mic, că e drăguț rău. Te dracu' de muscă! Bă, am două plase la ușa aia și tot a intrat. Bă! Am și eu niște muște mâncate, se pusese una ieri sau alaltă, nu mai știu când, pe fix pe monitor, bă, și nu se ducea nici de-a dracu. Scui, bă! Mamă, și câte lista am primit, bă, și n-am cumpărat-o, bă, gămeși? Nu, poți să dau surrender. Da, chiar. Da, poți să dai surrender dacă vrei. Bă, Răzvan, știu ce zici, dar uite că eu am început acum să cresc. Eu nu știam de ce eu joc. Am dat pula pe mine, bă, că mi-ești pula. Deci, bă, Răzvan, eu joc LOL de un an de zile și nu știam că merge să joci flex la solo. Da. Da, asta m-a făcut și eu. Și efectiv m-am apucat acum să joc la flex, da, gen solo, și am ajuns silver 2 aproape. Din Iron.
n-ai dat soluc și atunci cine nu-i ca tine altul. Yay! Mamă, dar sunt desi niște iteme, că sunt aceea pe sărăcie. Nu, pe de obicei dau multe iteme. Fair. Dacă n-ai, dacă n-ai, fac eu. Problema e de numai altele. Bă, n-am văzut niciun Draven meci ăsta și dacă îmi iau Draven acum rip meci pentru voi. Dă-te și mi-a plecat un full item din loop. Wait, what? Da, se mai întâmplă. Dar mie nu mi-a dat, a, mi-a dat uite-me. A, perfect. No, mai băteți-l pe... pe ăsta, cum îl cheamă... casa din, dacă puteți. Hai, că-mi dă și mie fix sus, pula. Sau jos? Sus sau jos? Uite-o dacă la casa din numele și o să înțelegi de ce nu puteți să-l omorăți. Ia să vedem. Poate nimeri versus... A, mamă, Hextech ăsta, mers pe Hextech, mi-a dat silent la 4 campioni. Ah, oh, și mă bate ăsta pink, al patrulea loc. Hai, ce dracu e Elisa aia, mă, tu o în gură, mă! Bă, tu ai văzut bug-ul cu itemele? Gen, gen, dacă ai un item de demon și tu o ai pe Elis, care e demon, pui itemul ăla de demon în continuu pe Elis și face mana full. Gen, de două ori ai pus itemul și ai făcut mana full. Ok, interesant. Acum nu știu dacă mai mergi. Un item de geam. Fratele și am plecat, dau noroc la toată lumea că eu beau numai coniac. De o săptămână încoace stau și beau, mă doare tot. Lumea încă se întreabă cât mai pot, eu zic că tot și curge. Uite frate cum se scurge și curge. Uite frate cum în nod. De o săptămână încoace stau și beau, mă doare tot. Vladimir, dă casa de în doi. Mă, Răzvan, stai puțin. Stai așa că de că sara cu pe tine, bobiță. Bobiță, stai un pica. Eu ai fost odată, dacă ți-amintești, eu am fost aer. Și uite că m-ai ajuns singur în gol și ești martor că ai fost aici pe multe live-uri și rar am jucat echipă cu cineva. Deci ce vrei să spui, că singură nu poți să crești? Mă vrei mă să vezi că ajung platină? Mă, nu mă enerva. Să vezi că n-am ce vinde de aici, pe Gamia și Pixar. Vezi că ping Olof ăla aș face Jace-ul de 3000 HP, fără iteme. Ca să intre. Mi se rupe la stătea din bot să faci ce rost la primul pahar, în rest hai noroc. Eu săptămână încoace stau și beau, mă doare în cot. Pot să primești eu ceva, să pot să fac ceva de level 2. O Morgana vreau și eu să văd. N-am mai primit o Morgana de 20 de reroll. Mă, Răzvan, am ajuns singură sau n-am ajuns în gold? Vreau răspunsul. Uite frate cum se scurge și curge. Da, da. Ce? Așa am ajuns singur în gold. Eu? Pe la vrei să spun voci pe Discord la vocile lui Parti să vedeți. Aia cu serverul de Discord? Păi bă, că eu nu intru pe Discord. Dai zici eu odată. Nu știu că eu nu prea folosesc Discord-ul. Te ai tu că bați, mă? Bă, da, un cartus n-ar pica firar, mă, ăsta și Cristosul. Da, un Draven, tot meciul, n-am văzut niciun Draven. Și mi l-am apăcat să zic, că deja l-am de 3. Pe aici, ma? Zobitoc, ok. Uite frate cum se scurge și curge. Uite frate cum în nod. De o săptămână încoace stau și beau, mă doare în cot. Lumea încă se întreabă. Dar oricum la The International cred că tot o să vin. Că din două, Doamne, două luni fac mor pe tigru ăsta, uite și frumos e, mă. Da, chiar atât. E drăguț rău.
Apropo, știi bagul ăsta? Că dacă ai jos, ai full de eroi și pe masă full, ți-l pune pe ăla și gen... Tu dacă poți să ai decât 6... Ba, ui, că teoretic n-ar trebui să fie normal. Că dacă... Dar nici să ți-l vândă nu poate. Da. Da, opțional, n-am mai primit o Morgana de... Aha. Hai, poate bașo. Scuze, poți. Ah, gata. Bye, bye. Mamă, cât bulan ai avut cu casadinul ăla. Casadinul ăla își face viață în continuu. Dacă aș fi avut și bulan să-mi pice ăsta Gunslinger, imaginați că n-ai cum să-l bat cu casadin. Nu pot să fac 1v4 și tot câștigă. Care a plecat cu camionul de acolo? Eu da. Așa se aude, că n-a, stau fix ce vrei. Pa, uite și tu, mai trebuie un Garen și nu-mi dă. A, uite, l-am primit eu. Eu nici măcar nu știu ce mai trebuie. A, Draven. Deci nu, am primit prea multe, deci dă un pachet aici. Trec-o făceam de două ori pe listele de level 3, la câte li s-am aplicat meciul. Da, așa am pățit și eu cu Evelyn asta. Am mai pățit așa cu Varus, l-am ținut cred că până la level 5 și când l-am vândut, cred că puteam să-l fac de level 3. Uite-te și tu, am 2 gherăni, deci am o Tristana acum și n-am unde o pune. N-am avut decât să vând acum. Două legendare în același loc. Deci am 3, deci mai trebuie un gherăn sau o Tristana ca să-i fac pe amândoi la 3, dar nu-mi dă. Aaaa, îmi dădea sorci. Este de prima cioară moartă, niciun item. A doua, niciun item. A treia, mi-a dat un item la a treia, bă, mi-a zis. A, mi-a dat un spatulă! A, Runan. Oare să pun Runan? Draven. Blademaster. Marșul musca, mă! Andy, nu mă pricep, nu știu sigur. Nu mă pricep la AMD-uri, în primul rând. Mă, Răzvane, spune-mi de ce ești rău. Hai, acum hai, lasă-o pe Lorena, dar eu zic că n-am ajuns singură gol. Hai da zic. Dar și-am ajuns singur gol, nu e mare. Păi da, dar vezi la fete, e altă chestie. Bă, adevărul, știi care e chestia, nu neg, că și eu joc Dota. Și uite, am avut o ocazie când chiar una îi dădea nodul lui soțul meu ca să o obosteze. Efectiv, tipa îi dădea poze cu pizza, cu țâțele, cu tot, ca să obosteze, gen. Dar așa mi-e un prieten în România și nu glumesc. Da, băi, mai avea unul tot așa, mai era un tip în Dota care avea rank, pula mea, echivalent LOL Challenger global, adică avea deja număr, știi ce zic? Adică să zicem că era cel mai bun, era locul 2000 în lume, știi? Și tot așa, îi dădea una poze cum își bagă degetele pe nu știu unde ca să o posteze și pe ea. Am înțeles. Pe Toma asta precisne. Mi s-a umflat fețelii de mândrie. Lăsând la o parte chestia cu... Nu aș fac că n-am live-ul pornit.
Bă, nu știu, dar lăsând la o parte chestia asta, niciodată, deși am avut ocazia să fiu bostat în tot felul de jocuri, niciodată nu mi-a plăcut. Adică, nu știu, uite, de exemplu la solo când mă joc, sau la flex când mă joc eu de carry și pula mea îi bat pe aia sau așa, mă, nu știu, mă simt mândră, știi, că zic, bă, uite, mamă ce se încarcă, vei, nu ăla, fute-mă și pe ea. Mamă, ce răspunde de asta. Nu trebuie să fac level up neapărat. Doamne, nu mai dau un... Bă, uite și tu, deci Garen-ul de 7 runde, nu mi-l mai dau. Îmi trebuie un Garen sau un Veigar și fac amândoi de 3, dar nu-mi dau. A întrebat Wayne dacă mai jucăm între fete după. Nu l-am văzut, scuze. Mai jucăm dacă e. Dar merge Wayne, vezi că merge aici să jucăm rank indiferent de ce rank ai, mi se pare. Sau bine, nici chiar să fii. Dar cred că da. Nu merge să joci. Am testat asta. Dacă unul e iron și tu ești silver mare, nu te lasă să joci. Eu sunt gold, băiatul ăsta e bronze. Și noi suntem în ranked acum. Nu știu. Aia zic, că nu înțeleg cum merge. Nu mă scoate! Pare rău. Da, berbe, dau un scapare. Ok, atunci facem flex. Bă, dau un cartus firar, mă, s-a dracu de-a picat o jocul. Trebuie Veigarul ăla. Să nu-l fure ăștia, că îl ia ăla. Fii atent, că după Veigar s-o ce. Uite-te la el, după Veigar. A luat Anidia. Veigarul, că te omor! Mamă, bă, să-mi sucă! Să-mi bă picioarele, iau-mă să așa. Bă, și-mi trebuia Veigarul ăla că-l făceam de 3 pal meu. Am dat plasat, știi cum ai ieșit afară? Andy, totul devine... Frate, cât de bine se vede depinde de setările pe care ți le faci tu, înțelegi? Da, nu, unde frate, uite-te și tu, nu-mi dă ce-mi trebuie. Trebuie face itemul ăsta? Red buff, îi dă burn. Bă, și-mi făceam și-o Veigarul de 3. Dar nici cartus nu-mi pică, și ăla chiar îmi trebuie. Dar bine, ce-i nașpa la Teamfight Tactics, că nu puteți juca mai mult de 3 în echipa asta, asta e chiar urât. Nu câștig, că pe ăla de pe primul loc, uite pe ăsta pe pink, nu pot să-l bat. Pentru că dacă aveam cartusul, îi dădeam cu... Dar uite-te și tu câtă viață are Jace ăla, mâncare la arătata. Are 4.600. Și să vezi că acum am ia toată viața, fii atent, aproape. Că are mulți minion de ea, ia uite cât mi-a luat. Are Jace ăla pe OP. Are 1, 2, are 2 campioni de 3. În puii mei, aia e chestia. Și mie nu-mi pică ce-mi trebuie. Eu am câștigat și cu toți de 2. Nu e mare scofală, dar na, trebuie să ai și bulan. De exemplu, un meci l-am câștigat numai pentru că ăla de pe locul 1 a murit la altul. Care eu nu vedeam. Da, asta da, dar nu e nimeni de la noi care să-l bată pe pink ăla. Măcar să-i bat eu pe ăștia la 2 și de restul mă doare în cur, știi? Că dacă e pe locul 2 îmi iau un 30-40 de puncte. Dar să nu mai nimeresc cu el. Și acum ești pe plus. Acum ești la 6 puncte, mă piși pe ele. Mai bine decât 2 cât ai. Îmi trebuie Soulser, îmi mai trebuie unul pe Soulser, îmi trebuie cartusul, dar nu mi-l dă. Doamne, ești fix în el de cartus. Da, și dacă ai Sorcerer-ul cu Veigarul ăla... Păi aia zic, cartusul cu Veigarul, cu tot ce trebuie. Ai ieșit din match, știi, nu? Mă bate Vayne-ul ăsta care un regen de n-ai treabă, pula mea. Are două wins-o pe ea, puii mei. Hai, că am înțeles, unul are Ludens, unul are... Am înțeles, pink ăla nu mai moare. Păi nu mai moare, aia zic. Acum chiar că nu mai moare. Are 1, 2 eroi de... are foarte mulți eroi. Bine, bușite-me ca lumea. Mă avea la pe mă îndăgoțesc de tine, dișe. Dișe, boss. Câtă putere putea să ai. Și acum o să mor la dragon. Ce-ar fi?
Bă, stai, am glumit, bă! Bă, am glumit! Așa? Ce rază măr la doi doi? Mai vinde când nu se face bun. Mulți am fain că sănătos, n-am de ce să mă mai tem. Capul meu 4x4, trăiești un mare sport extrem. Trăiești el mai multe, dacă o luăm în practică 4x4 egal. Nu știu chindră aia după cei de 2 euro. Dumnezeu mi-e martor și satana vei de întun. Cam da, fumat toate subiectele de atunci și până acum. Dacă aș face ce-mi place, mulți n-ar mai exista. Dacă aș spune-o mai serios, poate mulți n-ați mai cânta. Viața ne-o dat la cap, dar nu mi-o dat și caschete. Se vezi, vă rog, aici vreau să ajung la banchetă. Hai, că l-ai bătut pe ăsta. Locul 3, asigurat. Sper. Da, Lorena, ar trebui să sting gold-ul, dar n-am frecat aiurea. Ies pe locul 2, mă doare la bască. Dacă mi-ar da cartusul, aș bate. Dar nu mi-l dă. Oh, intrat Winnie. Când ai că mi-a trimis un mesaj? Poți să dai surrender, mă are rost. L-ai atins pe Jason la cultivat, dacă nu s-a văzut. Nu, l-am atins. Bun, și locul 2 ce are? Ce mă trec la fi? Unul de la Samsung, oricum un bandă de 100 și ceva de euro pe el, deci nu-ți imagina că-i cine știe ce. Hai să jucăm un flex, stai așa. Da, și eu știu lupta asta. E destul de interesantă. A, dar nu merge să joace Oani. Oani! Oani! Dacă eram acum între prieteni la secunda 2 zbura. De chiar n-am mai jucat la flex bă mult și eu încă sunt promo-uri la pentru silver de acum o lună. What the fuck? Ești un silver? Ia, ai că-l las. Mai șamar de mari mici cronicar de ce n-ai vă mari parule încercând să pari îți curăț sfârșitul că ți-am văzut geneza am atâtea păcate. Mă, dar Oani mai e în party? Da, mai e, dar n-a acceptat. Păi și ce fac, îi dau pic? Îmi dai click. Oani nu merge să jucăm ranked flex. Deschide, stai așa răzvane. Deschide ușa flex. Hai de eu pula mea. Vreau să-ți dau pe-aia. Eu stai la stil nou. Bă, nu-i chiar stil nou, mi-am dreptat părul doar. Mi-a stat bine chelnerița? Ca să știu că vreau să mă angajez în delta. Oani. Mai întrebi? Oani, boss, nu merge să jucăm. Îmi pare rău, iartă-mă. Unul a zis că joacă, una din... Păi aia, mă uit acum la cine joacă și cine nu. Nu, zic că unul care nu a zis pe live. Ne-a zis privat. Ah, păi te-i voi. Să intre pe contul mare, că eu cu el ne-a făcut cont nou.
e, jucăm până la level 30 și apoi facem hard carry pe bot. Hai, era să mă te accept. Ok. Bă, ne mai trebuie un jucător. Nova nu vorbi, că ești. Bă, ne mai trebuie un om la ăsta, la pizza măsii, flex. Care vine, care va? Hai așa, de ce îmi trebuie să dau eu party-ul pe open în primii? De 7 stele se soluții la orice și trec de orice probă de când fac terapie ascultând o mână metodă. No, până acum Nova, știu că tu vrei top, deci nu te aud în altă parte că te duci. Eu de ce nu pot juca? Ah, fuck. Cineva are rank prea... Băiatul ăsta... Lorena... Băiatul ăsta... Lorena ești prea mare... Da, ești prea mare. Ești prea mare pentru noi. Sorry, bro. Măcar a fost înțelegător. E foarte mă, înțelegătoare. Ah, ups! Scuze! Vai, unde mă sunt mai handicapat decât cred. Gata, mergeți, selectați-vă rolurile, băieții. Că sunteți toți pe nimic. Da, chiar, tu de ce nu mai joci Lux? M-am plictisit de... adică nu m-am plictisit de ea, dar nu... În primul rând în rankul ăsta de joc... Nu, în gold la solo mi-e greu să încep... Adică începe jungla să joace bine, știi? Da. Numai alor, adevărat. Ca a mea nu știu ce pula mea face. Da, adevărat. Adică... Da, când am fost în Iron, când am fost în Bronze, când am fost în Silver, nici o problemă, adică veneau junglării ca proști, în față îi vedeam easy kill, știi? Da, acum, na, pula mea. Da, sartă. Can I hard carry? Ne-așa aranjată. Da, chiar vrei să zic un combo handicapat care merge pe bot până în platina. Hai, plat. Mr. Mundo cu Ramos. Hai, dipula mea, nu știu să joc niciun dreu. Am jucat cu niște prieteni acum un an. Mamă, ce dădeau pe bot. Adică în minut 20 nu mai avea un inhibitor. Parcă nu puțin, puțin telefonul, nu sunt pomaica. Ce? Nu am pus în telefon. Dau înapoi. O sunt pe mami. Că răspunde? Da, o dată în viață să răspunde și eu. O dată în viață, nu? Când am făcut accident cu mașina, telefonul mama suna ocupat. Dacă merge și mie blitzul să pot să-mi pun rune cum trebuie, please.
No problem. Ca, unde e mama? Trebuie să mă ia, mi-a stat inima. De ce? Am zis că fumez cu aia în gură. Nu mă fuie, hată! Păi stai așa, trebuia să... Stai un pic, a trebuia să-mi fie frică dacă fumez sau ce? Mamă, bine, rai, nu faci, stai cu mine. Ce ești poate tu acum ce? Ca e ăsta pentru stream-ul meu. Ah, ca să nu mai văd în spate. Da, uite, vezi, la calculator se vede așa. Stai, vezi? Se vede transparent. Ce, ce face mama de nu răspunde? L-am îndreptat după 8 luni de zile, stai așa. Hello. Hey, on. Nu m-am vopsit, dar doar just, de ce dracu cum vrei să vorbesc în engleză? Doar l-am îndreptat cu placa. Aha. Și m-am și machiat. Cu ce mișto stă cu el negru și cu vârfurile blonde. Aha. Verzi, de fapt, da, să vede blond. Blonde ar fi mișto. Brunete și vârfurile toate blonde. Dar nu blond, blondina la... Poate mă dă ochiaz, dracu. Ce faci pe ea? Po, po! Păi, fă mai tare. Pe telefon? Da, bă. Bă, mamă! În altă ordine de idei, Maria n-are cancer, nu-l îngropăm, n-are nimica. Așa că la muncă de mâine. Da. Gata, e la școală acum, cica. A dat-o caca. Vezi că vine taxul, o să vină poate și-a bagajele. Îmi intră salariul, calmează-te! Vedeți că ăștia sunt primeiți. Păi nu ziceam că aici mă vedeți neapă la noi? Nu neapoi, da. Pula mea ce faci, îl oprești pe taxul în drum? Că nu-i nu trece la noi. Nu zicea că întâi vine taxul lui Marianu Coa? Dar la noi vine dracu și el obosit de pe drum, la noi unde face baie, unde doarme? Unde faci baie, unde faci? La noi. Ce faci, îl oprești cu omul, iei bagajele și zici, du-te în pula mea? Nu merge, dacă aveam un apartament cu mare drag, venea la noi, dormea. Dar așa vine și el obosit, vine și cu fratul. Obosit de pe drum, unde doamne aia să mă vrei să-i pun? Hai că eu o să-mi dă ceva acasă, hai. Bine, hai, pa. Îmi pare rău, fraților. Scuze că v-am... De telefonul cu ace. Nu, n-ai, ia ce... N-ai de ce să sp... N-are... N-ai de ce să-ți pară rău, că ne-ai amuzat mai mult. Ăla pe care l-ați auzit pe telefon e soțul mama. Fumezi, e? Ce? Fumezi, e? Da. Hai, cadeli. Nu, mai nu fumezi, erau niște bețe de alea de ciocolată, știi? Da. Ce am zis, tot apare la Macadeli, n-am zis tu. N-ai să mă vezi cum mine să dau banii pe tigări? Pentru mine! E rosire. Dai banii pe ceva. În schimb, soțul meu bagă lejer de 300 de euro pe luna. Apropo, party, eu zic să te bucuri dacă mă angajez cu o chelerită. Pă bune? Ah. Numai de câte ori s-a dus un Paul la restaurant și plătește niște păstrează restul. Dai seama dacă prind vreo 5 ca Paul într-o zi, cu păstrează restul, mă bogățesc.
știi că aici bacșișul nu e ca la noi în țară. Că să-l dea pe bun? Nu! Te uiți cât e nota, 20 de euro, ți-a lăsat omul 30 de ore în curba și 10 euro la tine buzunar. N-ai treabă. Bă, râs tu, da. Ha? Aici mai în sus, pe centru, nu știu unde. La 1,80 km. Știi care e chestia? Ți-amintești unde? Cred că, îți amintești prima dată când m-am vrut să mă angajeze Paul la restaurantul ăla? Îmi dăduse o clientă, îmi lăsase un euro. Și eu am vrut să-l pun în casă de mărcat. Bă, proprietarul de acolo m-a luat de mână și a zis, nu, aia sunt banii tăi. Noi nu luăm banii aici, ca să fie corect. Și eu am vrut să-i pun în casă de mărcat. Și știu că doar în prima zi am venit cu 5 euro acasă. Ce bucă. Încă nu, dar să bag pula, nu mai pot. Bună chestie, dar... O să fie fun cu mine. Bă, nu știu, dar la locul ăsta de muncă am senzația că își bag, își bat joc de mine. 300 de euro pe lună, tiger cu banii ăștia, mi-am încă 16 ram la ram sau ceva la mașină. Andrei, în România, dar aici nu ții foarte multe. Adică bine, da, 300 de euro sunt niște bani, dar gândește că un pachet de țigări variază dintre 6 euro până la 12 euro. Nu, acum depinde și ce fumezi. Marbolo. Mam. Ah, fumează și tecnă. Da. Dar mai e o chestie la... Aici nu există chestia aia cu țigări scurte, țigări lungi. Toate țigările sunt la fel. Singura diferență între pachete e numărul de țigări. Gen, în pachetul ăla de 12 euro... Cât de tari sunt. Nu, cât de... Toate sunt la fel. Doar numărul țigărilor diferă. O parte câte țigări ai mea? Că mortul că tot îmi dă... Am zis care și prea e treaba cu gură. Dacă nu-ți place până la urmă, voi ia așa încep. Nu o să zic ce urmă. Party! Câte țigări ai în pachetul ăla de 12 euro? 40. 40 de țigări, uite. Aoleu, Party, ce faci? Mi-a cazut, încă de netul, am 600 ping. Păi și nu cade. Doamna, deci ceva cumva? Scuze, stați un pic, am ping mare, nu știu ce. Dar nu vine mai ieșit dacă își cumpără... Să-și facă el singur. Să-și facă el singur, te referi? Păi, nu-i nu-i plac alea. Adică, nu știu, e pula mea, nu știu. Mamă, ce lag am avut să-mi bag picioarele. Cred că era de la mine. Hai, sparcele. 14 euro la mine. Păi și Răzvan, la tine câte țigări sunt? Sau sunt, cum e la tine? Că nu știu exact. Nașpa. Că știu cum mi-ai spus tu de țigări și de chestii de genul, dar cum e la tine?